Bună seara! Ce mai faceți? Vreau să vă arăt vremea de la Ștefănești Argeș, data de 12 noiembrie 2016, ora 22:07. Plouă de rupe cu găleata. A început așa cam de 2 ore. Plouă foarte mult. Sunt pe stradă, vin de la domnul mecanic de la mașină. Mai găsit el 5 prezoane pe acolo, că erau lipsă, care au umblat pe motor, le-au ciurtit. Plouă foarte tare. Cu vijelie, vânt 70 de km la oră. Așa e estimativ, înțeles, de voastră. Uite apa pe șosea aici. Noaptea plouă abundent, că se vede la becul ăla. Adică vorba proverbului, nici câinile nu-l dai afară din casă. Să vedem la bec aici cu ce putere vine ploaia de la Domnul. Picăturile de ploaie, eu nu le văd. E posibil să se vadă. Oricum plouă abundent. Și mai am ceva până acasă, nu mai am mult. Dar plouă, adică recomandat ar fi o pelerină de ploaie. Uite, să mai liniști puțin. Am intrat în altă valdă. Într-un nor mai calm, ia să vedem. Oricum, umbrela n-ajută prea mult, că simt eu apa pe a intrat pe la piele. Deci bun ar fi fost o pelerină. Acum ce să facem? În lipsă de altceva? Ne mulțumim și cu umbrela. Am mai încetinit puțin ploaia, dar e izbit așa din toate părțile. Bate vântul. Treaba e că după 2 km de mers m-am cam încălzit. Și puțin întăritor m-am cam încălzit acum. Am puțin și ajung acasă. Deci cam asta e vremea, plouă ca lumea. La Ștefănești, Argeș, pe planeta noastră. Uite mă ce dăm umbrele astea. Ce să vă mai zic, s-a adeverit ce zisă ei, că vine ciclonul. Și vin ploile, într-adevăr, așa cu asta. Adică eu vă spun adevărul. Și numai adevăr. Dacă era altfel, vă spuneam. Nu a plouat, domne, dar... Adică e ploaie ca lume. Uite aici s-a mai rădit puțin așa. N-avem garanția că e plouă doar puțin acum. Poate să mai revină ciclul. Toate că m-am uitat pe internet și... Toată săptămâna asta anunță frumos, fără ploi. Să dea Domnul că peștele de-abia a început să meargă. Știți că și voi sunteți pescari. Merge foarte bine, unii se laudă cu 10 kg de șalău, 20. Cum e pricepere la fiecare sau noroc. Înțeleg? Că și eu fusese la crap și mă trezi cu un singur crap. Păi dacă n-ai experiență și răbdare, merge treaba. Dar unde pui că dădui pe finețe, adică fir de 14, cărlic de 12, două bobițe, pac, pac. Bă,
Așa se învață meseria. Pentru că unii spun și alții nu spun. Zic, bă, dacă tu nu mănâncă el la toate șmecherile, hai mă să-i bag ceva pe finețe, să vedem, poate prostul simte și apucă în gură și o scuipă și de nu trage. Nu că nu trage, o scuipă, adică e deștept omul, adică peștele, înțelegi? Și încercai varianta aia la care nu simți el nimic. Păi a slăbit firul, l-a întins, l-a slăbit. Nu i-a dat drumul, că el știa încă în capul lui că dacă n-a simțit, e totul real. Înțelegeți cum e cu magia asta cu peștele? V-aș mai explica eu câte ceva, dar merg pe drum pe aici. Mai mă aude cineva, zice că vorbesc eu singur. Niciodată nu pot să vorbesc singur, că n-ai cum, adică vorbesc singur. Alții spun întrebări și tu dai răspunsuri. Adică cum ar fi? Așteptăm întrebarea, înțeleg? Și când te întreabă extraterestre o chestie, nu trebuie să răspundă. Dacă întreabă, dacă nu te lasă așa și mergi pe drum. Înainte, nu? Nu numai înainte, înapoi nu mai mergi deloc. Deci ploaia, cum vă ziceam, este măruntă. Că așa e planul Domnului. Să fie măruntă. Da. Când e mai mare, e mai mare picăturile, dar acum e măruntă să ajute și pe fratele să ajungă acasă. Ce? Să mai facă, să văd cum e lucrarea cu șeful de la... Nu mai e mult, băgară în șur.